Cum faceți față certurilor în Parlament? ședințelor parlamentare atunci când deputații nu găsesc limbă comună? Sau cum moderați, de fapt, ședințele în care spiritele sunt încinse? Exact. Prima chestie care o fac, dar să nu spuneți la nimeni, le închid microfoanele la toți. Că atunci au ei sentimentul că le-am dat semnal într-o fel și mesajul că ar trebui să încheiem. În general, absolut tot ce se întâmplă aici, dar absolut tot, cam pentru orice situație există regulamentul Parlamentului, care este o lege și ea e o lege organică, apropo. Și cel regulamentul Parlamentului prevede cine cât poate să spună, de exemplu, intervenția, că cum ați avut dumneavoastră întrebarea, poate să fie nu mai mult de 2 minute și se pornește cronometru acolo sus. Și, bineînțeles, noi suntem toleranți, putem să mai dăm un 10 secunde, un 20 de secunde. Dar când se simte că se încind spiritele și mai ales din partea stângă, partea dreaptă, încep să se încingă unul pe altul, atunci în cazul de față se întrerup discuțiile, le cer colegilor să se calmeze, să încerce să nu se atace la persoană, fiindcă este o regulă. Ataci ideea, te opui cu argumente, dar niciodată nu trebuie să ataci la persoană. Fiindcă toți aici suntem, până la urmă, chiar cu, dacă avem viziuni diferite, dar există o premiză că toți suntem în interesul statului.